spune-mi ce faci acum, care e prima operațiune? Prima operațiune este, după procesul de decălire a cuplului, se îndoaie, deci nu rămâne la forma inițială. Se mai strâmbă, se mai îndoaie și va trebui îndreptat cu un ciocan de lemn. După care se ia un compas și se formează partea netedă a ebricului de căfundul. Acum o să se lucreze la fund, pentru că fundul trebuie să fie perfect drept. Și va trebui ciocănit pentru a rămâne întărit. Va trebui să continui până la semn, pentru că de aici o să, efectiv, o să se formeze fundul bricului. Și de aici o să se modeleze materialul pentru a lua forma unui bric de cafea. După care se ia din nou compasul pentru a mai face încă un semn identic cu cel de partea aia. Va trebui marcat, pentru că primul semn cu compasul a fost pentru ghidarea mea cu ciocanul, ca să nu depășesc mai mult decât va trebui lăsat mărimea fundului. Și al doilea semn este pentru cel de unde încep ca să-l modelez. Procesul ăsta o să fie repetat de 20-24 de ori. 20 de ori trebuie da, bătut? Da, deci va trebui bătut, pentru că se întărește prin bătaie, prin ciocănire și decălit iar. Uh-huh. Și iar până când se ajunge la o formă dorită, adică mă rog, să ia forma unui bric de cafea. Dar nu e meticulos să bați fiecare punct în parte? Ba, da, necesită o foarte mare atenție. Uh-huh. Atenție, îndemânare, chiar... Nu se poate lucra în condiții de stres, pentru că dacă meseriașul e supra-solicitat, în comenzi și chestiile astea, pentru deci e obosit într-un fel, nu mai poate avea aceeași atenție. Deci o să vedeți că de la o formă plată, netedă, ia altă formă. De exemplu, forma unei farfurii. Acum ca marginea să fie dreaptă, se folosește ciocanul de lemn. E mai bine pentru că la această margine se mai îngroașă materialul. Deci dacă a fost de 1,5 mm, pot spune că la final o să fie de 1,75-1,80 mm. Care e foarte bine, pentru că la margine va trebui să fie mai gros. Vedeți că a prins forma unei farfurii și tot așa până când ajunge la forma aceasta, cum e un model clasic. Așa. Ibricul de cafea este gata.